这这这这这对对嘿对这这Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Înconjurând, m-au conjurat și numele Domnului a înfrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. S-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Stricat ai cu crucea ta moartea, ai tâlharului raiul, plângerea mironosițelor o ai schimbat și apostolilor apropo văduile ai poruncit. Că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului cea ta moartea deschis ai tâlharului raiul, plângerea mironosițelor o ai schimbat și apostolilor apropo văduile ai poruncit. Că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. Mucenicii tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta pe chinuitori au învins. Dobitau și ale demonilor neputincioase îndrăzniri, pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Gavriții când ție fecioară bucură-te, împreună cu glasul s-a întrupat stăpânul tuturor, pentru tine sicriul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătat-o te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai putut
arătat pe Făcătorul Tău. Slavă Celui ce s-a sălășluit întru Tine, slavă Celui ce a ieșit din Tine, slavă Celui ce ne-a slobozit pe noi prin nașterea Ta. Și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pecetea pe piatră s-a pus, ca pe un împărat a dormit ostașii l-au străjuit pe Hristos. Și îngerii l-au slăvit ca pe un Dumnezeu fără de moarte. Și femeile au strigat, înviat a Domnul de lumii mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ce la ce curăvarea Ta cea de 3 zile ai omorât moartea și pe omul cel stricat cu sculoarea Ta cea purtătoare de viață l-ai înviat. Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni slavă Ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pre cela ce s-a răstignit pentru noi și a înviat Hristos Dumnezeu și a surpat puterea morții, neîncetat roagă-L de Dumnezeu Născătoare Fecioară să se mântuiască sufletele noastre. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpână noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Bun și viitor de oameni Dumnezeu și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cetuit în mormântul viață din groapă ai răsărit, Hristoase Dumnezeule, și oșile fiind încuiate înaintea ucenicilor ai stătut. Învierea tuturor, Dumne, prin trânsie, înainte-ne nouă, după mare mira ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. La mormânt au alegat femeile cu și străjuindu-te pe tine, împăratul tuturor, am grăit într-o sine, cine va prăvăli nouă piatra, înviata îngerul sfatului celui mare, călcând moartea. Bine ați venit, preacuvioase Părinte Iesar, bine ați venit, preacuvioase Părinte Eclesial, Părinte Secretar al Eparhiei noastre, bine ați venit, domnule primar, copilași iubiți și dragi, soyez bienvenus, messieurs et mesdames, je suis très enchanté de vous saluer dans ce matin ici, la l'église orthodoxe Saint-Constantin et Hélène. Suntem bucuroși că avem în mijlocul nostru, iată, și de doi credincioși din Franța, prieteni apropiați. Vă simțiți bine astăzi aici, acum în aceste momente, când iată îl primim pe înalt preasfințitul nostru, arhiepiscop, și vă dorim să aveți înțelepciune, liniște, că putem să trăim momentul important al zilei de astăzi. Dragii mei, și Dumnezeu să binecuvânteze aceste ofrande
care eu văd semnul ospitalității, generozității voastre, binecuvântându-le, considerând că binecuvântăm toată suflarea, acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu și sperăm ca Dumnezeu să fie, să dea pâine, să fie pentru toți, pâinea de toate zilele și pâine care să oferim cu Dumnezeu, cum o să oferim astăzi în Sfânta Liturghie și cum să oferim această pâine care este catenarea munților de pe Valea Iisusului, oferită nouă bisericii de Cel care este ctitorul ei, Domnul Codreanu. Dumnezeu să binecuvânteze și familia sa și pe voi, care ați venit în calitate de pelerini și de închinători, să vă binecuvânteze și să vă numere pașii care i-ați făcut către acest loc și care îi veți face către orice fapte bună. Dumnezeu să binecuvânteze ziua de astăzi și să pună flori și soare în sufletele fiecăruia. Amin. Să rugăm dreapta în alt preasfințitit. Hai, vină cu aceea, vină cu aceea. Oh.
Sfântul Proroc Ilie Tezbiteanu,
Mănăstirea Codreanu, Metochii de Arhal din comuna Oituz. Oituzul este o localitate cu rezonanță aparte în istoria poporului nostru, amintind de luptele ce s-au purtat aici, în care ostașii români au stat pavăză în fața dușmanilor, rostind cu drăzenie cuvintele pe aici nu se trece. Astăzi, frumusețea acestor locuri mioritice atrage permanent numeroși turiști care se strângă an de an pentru a se bucura de pitorescul zonei, de aerul curat și liniștea munților. Așa a apărut aici un mic popas, nod de legătură între Ardeal și Moldova, unde autocarele se opresc pentru a oferi călătorilor posibilitatea să-și bucure privirea cu frumusețile naturii și să-și încânte auzul cu armonia creată din împletirea cântului păsărilor, foșnetul frunzelor și susurului zboarelor. În acest cadru natural, în binecuvântarea noastră, domnul Constantin Codreanu, un om cu dragoste față de Dumnezeu, cu o trăire sufletească aparte, cu o dorință arzătoare de a sorbi din nectarul dumnezeieșilor Scripturi, a dorit să zidească un sfânt local de închinare, o oază de spiritualitate pentru pelerini și pentru toți cei ce vor dori să caute un loc de reculegere și rugăciune. Piatra de temelie a fost pusă de către noi în ziua de 23 septembrie 2010 și sub îndrumarea noastră, cu timp și fără timp, s-a lucrat necontenit la această catedrală ce se întrece prin zveltețe și arhitectură cu grazii seculari ce împodobesc versanții munților. Biserica a fost ridicată din cărămidă și structură de beton armat, în plan trilobat, cu turnă centrală pe nau și două turne pe pronau, a fost acoperită cu tablă de cupru în alternanță cu suprafețe la vârf din tabla uită. La interior s-a montat catapedeasma din lemn de zejar, a fost introdusă încălzirea sub patoseala de marmură, a fost confecționat mobilierul și a fost placată cu marmură Sfânta Masă. În altar și naos a fost realizată o frumoasă pictură bizantină, urmând să fie pictat și pronaut. Întreaga vidire s-a făcut cu efortul material al familiei Constantin și Tatiana Petronela Codreanu, la care s-a adăugat sprijinul părintelui slujitor, preacuviosului românat Sebastian Vasiliu. Luând act de lucrarea ce s-a săvârșit sub pronia Sfintei Treimi, cu ocrotirea Maicii Domnului și cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, respectând dorința titorilor și având în vedere evlavia și dragostea pelerinilor pentru acest așezământ monahal, hotărâm de acum și până în vea să se cinstească aici, potrivit Sfintei noastre Ortodoxii, Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei tocmai cu apostolii mărturisitori și sub semnul Sfintei Cruci Biruitori și Sfântul Proroc Ilie, care prin așeză și viață curată s-a făcut arhetip al monahului. Acest nou sfântăcaș va fi metod chiriarhal, dependent direct de centrul evarhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, sub ascultarea și îndrumarea noastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi, 20 septembrie, anul Mântuirii 2015, în Duminica după înălțarea Sfintei Cruci, s-a sfințit această biserică de către noi Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment de sărbătoare, precum și la Sfânta Liturghie Arherească, participă Preacuviosul Arhimandrit Serafim Huzduc, consiliere parțial, Preacuviosul Arhimandrit Andrei, mare eclesiar al Catedralei Arhiepiscopale, Părintele Constantin al Lupei, protopop al Protoieriei Unești, stareți și starețe din mănăstirile din cuprinsul eparhiei, preoți din comunitățile din apropiere, monahi, oficialități locale, domnul primar, precum și mulțime de credincioși din statele învecinate și pelerini veniți din Brașov. Cu prilejul sfințirii acestui lăcaș de închinare, va fi chirotonit în dreapta de preoți, Părintele Diacon Constantin Codreanu, titorul acestei sfinte divini, care mărturisindu-și dorința de a ridica Biserica lui Dumnezeu aici la Oituz, a spus următoarele cuvinte. Dumnezeu mi-a dat avere, sănătate și putere, iar eu vreau să-i mulțumesc prin tot ce fac și gândesc, cum mai bine să-i slujesc. Banii cheltuiți pe scări în sus, i-am pus în banda lui Iisus. Binecuvintează Doamna, pe titorii fondatori, pe ajutătorii, binefăcătorii, înzestrătorii, donatorii, slujitorii, închinătorii, zugravii și pe toți lucrătorii și scrie numele lor în cartea vieții veșnice.
Fie, Doamne, mila voastră noi, recuamă vădui și noi cu tine, veșnică pomenire fieptitorilor spălăcașului acestuia. Binecuvântat, înalt preasfințite, stăpâne, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Tu, vino și te sărășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată dimensiunea și mântuiește bunurile de sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește în noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește în noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește în noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să preiască păcatele noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne judecă pe ispitele, ci ne izbăvește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. După pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cearătul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredincioșul pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor cei satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnul, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, cu puterea, cu lucrarea și cu povărârea Sfântului Domnul, Domnului, să ne rugăm. Binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenire Domnul. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Din cartea a treia a împăraților citire. Să luăm aminte.
A stat să rămână înaintea jertfenicului Domnului. Domnul tău, Domnul acesta ziua și noaptea, s-a spus rugăciunea poporului tău și a întregului tău, poporul Israel. Când ei se vor ruga în locul acesta, să asculți în locul șederii tale din ceruri, să asculți, să-i miluiești pe ei. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Vă rugăm, stați în partea asta, dacă vreți să-i prindem cu camera. Să luăm aminte. În vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând: cine zic oamenii că sunt eu Fiul Omului? Iar ei au răspuns lui: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis: fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile mea în orgolii. Închinată Sfinților Împărați, tocmai cu Apostolul Constantin și mama sa Elena și Sfântului Proroc Prieten Viteanu, printr-o firea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui, Amin.
Sfântul Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Sfinte, în vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă ospăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune, dar, ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Face ție cerul ce ai bine vesel. Slavă ție! Dumnezeule, după mare mila ta, rugămure ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! A părinților, a fraților, a celor ce sunt înmormântați în cimitirile comune acesteia și a Domnului Dumnezeu, ilie cu tot neamului ce l-a adormit. Pentru și pentru toți eroii neamului căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, pentru demnitate și integritate națională și pentru păstrarea credinței strămoșești, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sure.
În vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea tămasirii Templului și era iarnă, iar Iisus în plan Templul, în pretorul Solomon, atunci l-a apresurat vei și i-a zis, până când ai să scoți sufletul din noi, dacă ești tu Hristos, spune-mă nouă răspândială. Iisus a răspuns, v-ați spus voi și nu credeți lucrurile pe care eu le fac în numele Tatălui meu. Acestea mărturisesc despre mine, dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Precum v-am spus vouă, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele. Și ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Grește-ne pe noi, Dumnezeu, într-o mare mila ta, rămâne-ți-a. Pentru mâna viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor, rogilor lui Dumnezeu, ctitor, binefăcător, închinător, slujitor ai acestui sfânt locaș. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ieși și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfințește biserica aceasta, închinată Sfințului Mărturază, tocmai cu apostolii Constantin și Mama Serena și Sfântul Prorochii de Teana, prin rugirea Doamnă Sfințirea și Ungerea, cu Sfântul și Mare Renin, în numele Tatălui și a Fiului. Care s-a venit spre laudă slavă tale și spre a noastră mântuire.
iubire, în vremuroasă pomenirea Sfinților Împărați, în tocmai cu Apostolul Constantin și Mama Selena și a Sfântului Ilie de Fitean. Și în ea se face mistificarea altarului. Că Tu ești Cel care binecuvântezi oamenii Dumnezeu nopții, slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Domnului noastre, Domnului să ne plecăm! Ca împreună cu intrarea noastră în biserica aceasta, să fie intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună să răbesc cu Dumnezeu Ta. Că ție se pune toată slava aceea și trecerea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Și înălțându-se la cer, am preferat
așezat pe ucenici și apostolii săi, precum făgăduise, puterea din înălțime care este Duhul Sfânt cel închinat și puternic, care procede din tine, Dumnezeu și Tatăl, prin care făcându-se ei putere și în faptă și în cuvânt, au rânduit botezul în fierii, biserici au ridicat jertfele și au așezat, uzau preoții lei și rânduieli, a căror predanie și noi păcătoși se ținându-o cădem înaintea ta, Dumnezeu, de cel vechi. Ne rugăm ție milostive biserica aceasta, care s-a zidit spre lauda ta, Duhul de Dumnezeiasă la slavă și altarul dintr-un zaratul fie Sfânta Sfintelor. Ca și noi, cei ce suntem înaintea lui, ca înaintea tronului celui trecător al Împărăției tale, vă rog să strigem ție rugăciuni pentru noi, pentru tot poporul tău înălțând și jertfa cea fără de sânge până să se taie aducând. Ca să fie spiritare pe capul celor de voi și fără de voi, pe chivernisirea vieții, de însăușirea bunei pe vieții spre privirea a toată de ta. Să binecuvântați, să vreau să vă încredăm al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Thank you.